Îl invităm aici pe Emil Cotrigășanu, un alt tânăr minunat, frumos, a început să cânte de foarte tânăr. A recitat și a jucat în piese de teatru, descoperindu-i se talentul de mic. A fost implicat în multe activități ale comunității românești, Eurofest, Fête des Enfants, activități în legătură cu școala Junimea Română, dar și în afara comunității. A avut ocazia să facă parte din emisiunea La Voix Junior, în prima ediție din 2016. Acolo a avut privilegiul să cânte la Centre Bell și la Centre Videotron, pe o scenă înconjurată de 15.000 de spectatori. Bravo! În ultimul timp și-a îmbinat pasiunea și inclinația spre muzică cu credința ortodoxă, cântând la biserică și implicându-se în corul Bisericii Sfântul Ilie, unde tatăl său este preot paroh. Să-l aplaudăm pe Emil Cotrigășanu! Vă mulțumesc tuturor! Pentru că sunt aici pe scenă, vreau să iau un moment, să mulțumesc comunității românești, din care toată lumea aici face parte. Comunitatea românească tot timpul m-a sprijinit în tot ceea ce am făcut de când sunt mic copil și ca artist este ceva care îți dă forță și îți dă putere să vrei să mergi și mai departe și o să țin minte toată viața mea și sper să încă să mai avem ocazii să fim împreună și să ne simțim bine. Iată ce cuvinte pure și sincere din sufletul unui tânăr talentat. Felicitări, în aplauzele noastre, mulțumim, Emil.